Pentru drumurile naționale și europene din județul Gorj au fost dispuse restricții de circulație cauzate de caniculă. Vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula. Această măsură a fost luată pentru a proteja staratul de asfalt de producerea unor degradări. Din cauza temperaturilor foarte ridicate înregistrate în ultimele zile, a fost din nou impusă o restricție de circulație de 7,5 tone masă maximă autorizată pe toate drumurile naționale administrate de SDN Târgu Jiu. Restricția s-a impus, cum vă spuneam, din cauza căldurii foarte mari, ce din cauza acesteia riscul de deteriorare al asfaltului este foarte mare și această deteriorare din păcate este irreversibilă pentru că asfaltul nu își revine înapoi la forma inițială după o astfel de deformare. Prin excepție vor putea circula indiferent de restricțiile dispuse vehiculele destinate transportului de persoane, animale vii, vehiculele care participă la intervenții, transporturile funerare, poștale, transporturi de prim ajutor, transporturi pentru tractări de vehicule avariate, dar și altele. Desigur că există și anumite excepții la aceste transporturi. E vorba de transportul de persoane, de animale vii, vehicule care participă la intervenții, cum sunt cele de la ISU, de la poliție, jandarmi, transporturi funerare, transporturi poștale, prim ajutoare, eu știu, tractări de vehicule avariate, cele pentru salubritate și mai sunt enumerate în comunicatele lor de presă câteva.